Domnul unui cărător, unui cărturar, Bara Dumnezeu, ne bucurăm și sperăm să inaugurăm lângă serii de care noi am avut duminica trecută, după cum bine știți cei care au fost o seară de asemenea deosebită, discernământul duhovnicesc și marea iluzie a transumanismului. De data aceasta avem o bucurie deosebită și cred că este o seară de început, pentru că ne dorim să realizăm aceste semnătări cu oameni de cultură ai neamului românesc. Sunt convins că doamna Marilena Rotaru vă este cunoscută, dar totuși îmi permit să amintesc câteva repere. De ce? Pentru că doamna Marilena Rotaru este în prima dată când am relatat personalitatea dumneai, înainte de ora alegerii, a fost fără de aia cercetarul celui de la Rău. Aș vrea totuși să spun câteva cuvinte despre doamna Marilena Rotaru. Mi-am notat aici. Deci, doamna Marilena Rotaru, care este, se știe, documentarist, regizor de teren, rămâne în memoria românilor prin toate acele documentare, mai întâi. Memoria exilului românesc, la care doamna Marilena Rotaru a lucrat un sfert de peste 25 de ani. Serialul acesta de televiziune a fost distins cu 4 premii al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România. În 4 ediții diferite ale prestigioaselor premii pentru documentarele. Și ne dăduim în continuare să avem asemenea întâlniri de toată lui Vichilă Horia. Că au ocupat în furtună Sergiu Celibinache. De asemenea, Mihai I, regele românilor. Trebuie să mai spunem că doamna Marilena Rotaru este a fost primul reporter din România care a realizat un reportaj în redacția Europei Libere din München în decembrie 1990. În cadrul serialului a consacrat documentarul unor jurnaliști sau colaboratori a Europei Libere, cum mai vorbeam mai înainte despre părintele Viorele Hirinsu, dar dedicat de Monica Lumescu și Lucile Luca, lui Pau Gova, sunt obiecte de ați văzut, și Mircea Car. Am să citesc din mărturia doamnei Marilena Rotaru. De 25 de ani, spunea când l-a pus în magiată, m-am consacrat unui proiect de cunoaștere a valorilor românești aflate dincolo de puterile României. La începutul anilor 90, nimeni în România, mai ales televiziunea, singura televiziune existentă, nu voia să audă exilul românesc. Serialul de televiziune Memoria Exilului Românesc, realizat în cea mai mare parte împotriva curentului și curentelor, numără 150 de episoade existente în Arhiva TV și cuprinde nume ilustre, instituții și evenimente ale exilului nostru și ale culturii naționale și familiale. Așa cum am amintit, Regele Mihai, Sergiu Celibinache, Vintila Horia, Calibian Dumitrescu, Monica Lovinescu, Lucile Luca, Paul Boma, Radu Adolescu, profesorul Alexandru Ciușănescu, Radio Europa Liberă, Biblioteca Română din Freiburg și așa mai departe.
Principiile salariale ale României, Dinu Iaculescu, de asemenea, sunt cuprinși în această memorie. Și doamna Elena Bărturisește am încercat astfel și subliniez să feresc de uitare și risipă valorile românești. Să le pun în dialog cu cele din țară. Să activeze veniturile personalități și evenimentele românești din afara granițelor. Să vezi în această formă de cunoaștere și de transmitere a emoțiilor o punte pentru unul din segmentele reconciliării naționale. Patria care își uită de fii, spune doamna Elena, citând din un înțelept grec, antic, nu-și merită eternitatea. Repet, patria care își uită de fii, nu-și merită eternitatea. Mulți dintre cei intervievați au plecat la cer. Au rămas însă în firmele pe care nu mai, ne spune doamna Elena, nu mai Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a dat puterea să le fac. Cu emoțiile, cu durerile și sacrificiile, dar și cu operele lor. Expresia de spiritului creator îi vine în aceste români. Locul în care te naști are o steaua lui. Oriunde de pe lume ai tăi, steaua aceasta te luminează. Acestea sunt cuvintele de Geremia. Așadar, o mare parte dintre numele ilustre amintite de doamna Marilena Rotan au fost educate de proiecții de video și datorită doamnei Marilena Rotan și filmelor sale importante, valori românești au fost ferite de uitare. Minunatul publicist, așa cum spunea cineva, Elena Rotaru, este unul din cei mai înzestrați documentariști culturali ai televiziunii naționale. Și această seară, face parte din această galerie a personalităților evocate de doamna Elena Rotaru. Trebuie să amintim și un amănunt destul de interesant din biografie, din viața doamnei Elena. Și anume, în 1985, i s-au vorbit într-o tipografie europeană spaturile romanului La Este de Firenze. Un roman care a denunțat cenzura literară și din întreaga viața omului de atunci. Și romanul va fi publicat totuși, în 1995, la 10 ani. Iar în 2002, autoarea va publica un nou roman în place pe lui Gintilă Horia. În octombrie 1991, ca urmare a articolului său de Cotidianul, intitulat foarte interesant, Libertatea de a minți. Vă dați seama? Cum? De a fi mințit. Și ca urmare a acuzei de delict de opinie prin manifestări de pro-monarhiste și antifeseniste, știi ce era atunci, doamna Marilena Rotaru era concediată. A revenit în TVR după câștigarea unui proces stresant în vara lui 1992. A consacrat câteva documentare și unor personalități culturale și politice din țară, printre care Barbu Grezeanu, pe care îl va prezenta în această seară, filmul României sale, Doina Cornea, Teodor Cazaban, Viorone Hedințu, Dan Grigore, Alexandru Rusar, și iată că ceea ce m-a impresionat, curajul, întotdeauna, reportajul Tezaurul României de la Moscova. Deci nu știu dacă ați văzut acest reportaj, Tezaurul României de la Moscova. De asemenea, doamna Marilena Rotaru, așa cum ne-am obișnuit, este cunoscută din anul 2012, i-am notat eu, realizând emisiunea Ora Rege, împreună cu colaboratorii din lumea ei.
primit numeroase premii și aș încheia această scurtă prezentare a mea. Cu niște versuri în tălăcirea la materiale de seria. Din cine sunt? Din Ezra? Numai aceea ce iubește și adevărat rămâne. Restul e zisură. Doamna Marilena, dar nu o să vină pentru prezența unui jocul nostru și mi-a rădătit că asemenea întâlnirilor continua. Vă rog, deci, mult de la asta.